Hei, salutare IT-șilor, bine v-am regăsit la un nou video din categoria UI UX. Astăzi vreau să vă arăt cum exersez eu atunci când mai am timp partea asta de UI. În principiu nu e foarte mult UX pentru ce o să arăt astăzi, astfel încât să văd mai bine anumite detalii, să văd mai bine anumite probleme care se pot rezolva, să învăț să folosesc mai bine tool-urile, de exemplu Figma, și cum pot să-mi îmbunătățesc modul de lucru un pic mai bine. Eu sunt membru pe mai multe grupuri de Facebook, precum este acesta UX UI Designer Community Figma. E un grup foarte mare internațional, are peste 182.000 de persoane, de membri, interesați de UI UX, folosind în principiu Figma și Adobe XD. Ei bine, aici o mulțime de oameni, și începători și mai avansați, dar în principiu începători, postează astfel de posteri, să le zic așa, în care își prezintă anumite designuri pe care le-au făcut pentru aplicații. Și eu am luat această postare a unei persoane care a creat un to-do list, o aplicație mobile de tipul to-do list, și aici a postat câteva screen-uri pentru a cere niște feedback. Bineînțeles că i-am lăsat și eu niște feedback și pe urmă am zis că ar fi și mai bine să îmbunătățesc această aplicație pornind de la ce a făcut această persoană. Aplicația nu arată extrem de rău, sunt lucruri care se pot îmbunătăți, dar e un început foarte bun. Aici avem și pagina principală cu to-do list-ul. Hai să ne uităm un pic la aceste design-uri, să le discutăm, să vedem ce probleme am identificat eu și pe urmă o să-ți arăt ce am făcut să îmbunătățesc acest UI. În primul rând, aici în partea de sus avem o poză de profil a persoanei care are acest cont și un mesaj de welcome cu numele. Poza asta de profil și toată zona asta de sus mi se pare un pic cam mare. Nu pentru asta e aplicația, ci pentru to-do list. Nu vreau să-mi ocupe vreo 35, poate 40% din ecran, din înălțimea ecranului, poza mea și un mesaj pentru mine. Nu asta mă interesează. În plus, mesajul acesta are și un contrast foarte, foarte slab. E citibil greu. Dacă te dai în spate un metru, nu o să mai poți citi așa bine. Deci nu e cea mai bună combinație de culori aici. Urmă, dacă te uiți la colțurile rotunjite, ele diferă. Uite, aici ai un anumit radius, aici ai alt radius, aici ai un radius mult mai mare. Deci, cumva, toată partea asta de colțuri rotunjite diferă, dar înțelegem că e vorba de un stil cu colțuri rotunjite, deci o să păstrăm chestia asta. Pe urmă avem aici un fel de titlu care seamănă cu un buton. Îmi spune că nu te-ai gândit că acesta e un buton. Nu e un buton, e un titlu care arată ca un buton. Trebuie și acest lucru schimbat. Pe urmă, nu avem o navigare aici în partea de jos. Avem un buton de back care ne duce undeva. N-am văzut exact prototip ca să știu exact unde duce acest buton, dar avem nevoie de o navigare în partea de jos, pentru că altfel nu o să știm ce se întâmplă. Pe urmă, ce aș îmbunătăți eu ar fi să fac aceste itemuri sau aceste categorii de itemuri diferite puțin prin culoare. E ok că ai icoane diferite, de exemplu pentru house chores ai o casă, pentru grocery list ai acest card. E bine, dar cred că se poate și mai bine, astfel încât să se deosebească mult mai bine. Cam astea ar fi în principiu cele mai mari schimbări. Bineînțeles, e vorba și de spacing. Uite, aici nu avem un spațiu foarte mare între acest titlu și partea de sus, aici avem un spațiu mai mare, care nu cred că e chiar egal cu cel de aici, poate este, dar nu sunt sigur. Aici new task, care ar trebui să arate ca un buton, arată ca un card din asta și are un spațiu mai mare, deci partea asta de spațiere e un pic mai ciudată, partea de contrast e un pic mai ciudată. Uite, aici avem alt radius din nou, aici este lista de to-do list unde poți să le bifezi. Din nou poți să vezi, ăsta e un titlu, nu e un buton. Zona asta de sus, neutilizată, ocupă prea mult spațiu. Dacă ai aici foarte multe itemuri, va trebui să dai scroll într-o zonă foarte mică, având aici spațiu degeaba. Bun, hai să vedem cum am început să lucrez la chestia asta. Și uite că am deschis Figma-ul în care am lucrat pentru acest proiect. Îți arăt acum partea de componente. Din nou, dacă nu știi ce sunt componentele și variantele componentelor, o să spun un video aici în partea dreaptă sus, un video recent pe care l-am făcut în care explic
componentele și ți arăt cum se fac, de ce le facem și așa mai departe. Aici, prima componentă e un fel de chart pentru zona aceea de sus unde apărea poza de profil. Mi se pare mult mai important să ai un chart din ăsta general în care să spui, uite, am în total 28 de items de făcut, to-do, adică care nu sunt încă făcute 15, care sunt făcute 13 și e mult mai util. Pe urmă, cardurile cu to-do-uri ar arăta cam așa. Vezi, am integrat și o anumită culoare pentru a vedea din culoare. Ăsta cu verde e de un anumit tip, ăsta cu mov e de un alt tip. Avem aici și data și ora limită. Avem titlul, o scurtă descriere și butonul prin care putem completa. Apăsăm acest buton. Se completează. Facem un swipe către stânga, ne apare butonul de delete pe care îl putem apăsa și putem șterge acest item. Și pe urmă am mai făcut o componentă care va ține partea de formular, pentru că designul pe care l-ai văzut mai înainte pe Facebook nu era design pentru o pagină de create item. Nu puteai face un item din to-do list. Așa că m-am gândit că ar ajuta să avem și o astfel de pagină. Bun, acum hai să vedem cum arată și designul. Și acesta arată cam așa. Stai să aduc și partea originală. Așa, ca să poți să le vezi side by side. Ideea e că sus mi-am făcut o mică paletă de culori, luând culorile de aici. Am folosit aceeași temă, colțuri rotunjite, aceleași culori, doar că am îmbunătățit puțin ce se întâmplă aici. Ma, poți să vezi diferența în partea de sus. Nu mai avem acest spațiu nefolosit, ci avem acest grafic, acest chart unde ne arată câte itemuri mai avem de făcut. Aici poate ar trebui să mai lucrez un pic la partea de contrast, dar nu e o problemă așa mare acum. Aici avem logo-ul, avem profilul, aici avem aceste carduri care înainte arătau cam așa, le-am făcut așa. De exemplu, dacă vrei să vezi doar itemurile legate de work, apeși aici, ai un filtru foarte simplu și îți vor rămâne doar cele verzi, să zicem. Apeși pe chestii personale, o să-ți rămână doar cele mov. La all rămân toate. Avem o navigare foarte simplă aici în partea de jos. Mergi la homepage, mergi să vezi lista de to-do items sau adaugi un to-do item. Aici vezi cum se poate șterge prin acel swipe. Aici avem pagina unde adaugi un item. E practic un card acesta care vine așa de jos în sus. Aici așa. Și se poate închide printr-un swipe în jos. Poți salva itemul, poți șterge dacă, nu știu, e în progress și nu mai vrei să-l păstrezi. Și uite, aici avem și partea de filtru, cum arată filtrat. Pentru chestia asta am făcut și un prototype. Hai să-ți arăt și prototipul. Și aici avem pagina de pornire unde putem să vedem absolut tot. Hai să adăugăm un item nou, voi da click aici și vezi, se ridică acest card unde poți completa toate lucrurile și apoi dai un save, e salvat, îți apare aici. Dacă vrei să filtrezi doar to-do items care țin de muncă, poți apăsa aici și vezi, îți rămân cele legate de muncă. Să mergem înapoi pe all, ce aș mai putea să-ți arăt, cum facem acel swipe. Voi face un swipe aici, așa. Vezi? Și ne apare butonul de delete pe care dacă apăsăm va fi șters acest item. N-am mai făcut partea de prototip la delete, dar ai înțeles ideea. E o chestie destul de simplă. Cam așa am transformat un design de genul acesta într-un design de genul acesta. Bineînțeles, nu e perfect, mai sunt aici mici probleme de contrast. Poate acest text e nevoie să fie un pic mai mare. Mai sunt câteva lucruri de îmbunătățit, dar e o altă idee. Mie mi se pare că e un pas înainte acest design. Având la dispoziție doar, nu știu, o oră jumate, două pentru a face toate chestiile astea, mi se pare un progres destul de bun. Acum vreau să te inspiri și pe tine să faci anumite exerciții de genul acesta dacă vrei să urmezi o carieră sau ești pasionat de partea de UI, pentru că te ajută foarte mult să exersezi. Din nou, dacă vrei să mă întrebi ceva legat de componente, legat de variante, uite, aici avem o grămadă de informații, de prototipuri, de diferite tehnici pe care le-am folosit pe aici, poți să o faci în comentarii și îți voi răspunde cu cea mai mare plăcere. Mersi că te-ai uitat, nu uita să-mi lași un like pentru că mă ajută și ne vedem data viitoare cu un video, sper eu, la fel de interesant ca și acesta.